În copilărie, majoritatea rețetelor bunicii mele începeau așa, tăieței cu, iar de acolo variațiunile erau nenumărate, tăieței cu varză, tăieței cu lapte, tăieței cu brânză și tot la rang de cinste se afla și rețeta pe care vreau să vă arăt astăzi, tăieței cu pesmet. Angie m-a provocat să găsesc rețete tradiționale pe care să le transform în rețete moderne și asta facem astăzi cu rețeta de tăieței cu pesmet. Hai să vedem împreună de ce ingrediente avem nevoie. 300 de grame tăieței lați proaspet sau tagliatele, 150 de grame de pesmet, 150 de grame de parmezan proaspăt răzuit, 4 linguri de unt sau 60 de grame, o linguriță oregano uscat, o linguriță busuioc uscat, o linguriță praf de usturoi, puțină nucșoară, un praf de sare și un praf de piper. Așezăm o tigaie încăpătoare pe ochiul cel mai mare al plitei cu gaz. Încercați întotdeauna să folosiți vase de gătit cu diametru similar ochiului de aragaz. Acest obicei vă ajută să nu risipiți căldura degajată. Când tigaia este încinsă, adăugăm untul. Și îl topim la flacără mică. Adăugăm pesmetul. Amestecăm și prăjim pesmetul la foc mediu până este frumos rumenit. Adăugăm ierburile aromatice, praful de usturoi și la final parmezanul dat pe răzătoare. Punem o oală cu 3 litri de apă la fiert și pentru a diminua timpul în care apa clocotește, așezăm capacul. Pentru paste este întotdeauna ideal să aveți 1 litru de apă pentru fiecare 100 de grame de paste. Fierbem pastele după instrucțiunile de pe ambalaj și nu uitați, pastele proaspete fierb mult mai repede decât cele uscate. Când pastele sunt fierte al dente, putem să le scurgem din apa cu care au fiert, fără a le limpezi ulterior cu apă rece. Turnăm apoi pastele peste amestecul de pesmet. Amestecăm foarte bine, astfel încât pastele să fie complet acoperite cu amestecul de pesmet. Dacă doriți, puteți adăugați și puțin unt topit sau ulei și 2-3 căței de usturoi. Așa arată la final rețeta de tăieței cu pesmet și parmezan, rețeta reinventată a bunicii. Vă doresc poftă bună, este o rețetă ideală pentru prânz sau pentru cină și cu siguranță va fi pe gustul celor mici.